Este alături domnul doctor Radu Țincu, medic primar anestezie și terapie intensivă la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Domnule doctor, bună ziua, mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi. Bună ziua, cu plăcere. Relatam cazul acesta a fiul unei femei care a decedat la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Dă vina pe spital, spune că a luat coronavirus în spital și mai mulți germeni nozocomiali. Spitalul spune că nu e așa. În mai multe documente, ne-a trimis și mai multe documente fiul femeii. Acesta vorbește despre infecțiile pe care le-ar fi luat din spital. Spune el, din aspirat traheal s-a izolat candida albicans, candida crusei, după detubare al treilea germen, candida dupliniensis. Vorbește fiul femeii și despre infectarea în plămân cu acinetobacter. Este intubată din nou femeia. O întrebam pe doamna doctor Briciu, ce infecții sunt acestea și de unde știm că nu le-a luat din spital? Care să fie explicația, domnule doctor? Ce înseamnă aceste infecții despre care vorbeam mai devreme? Infecțiile nozocomiale sunt o realitate și sunt peste tot în lume. Ceea ce diferă de la o țară la țară, de la țară la țară, diferă proporția pe care aceste infecții nozocomiale o au în spitale. În principiu spuneați ceva de COVID și faptul că pacienta e posibil să fi luat acest COVID asta în spital. Am văzut o documentație publicată chiar de dumneavoastră care arăta, spre exemplu, că tomografia de la internare era sugestivă, cu imagini sugestive pentru COVID-19 și se și întâmplă în practica curentă faptul că un pacient care are imagine sugestivă de coronavirus, primul test este negativ pentru faptul că nu s-a putut identifica în acea probă recoltată. Tocmai de aceea, protocolul național în vigoare spune că pentru pacienții care au imagini sugestive de coronavirus la care testul este negativ, este obligatorie retestarea la câteva zile, tocmai pentru a pune în evidență prezența virusului. Deci este foarte posibil ca pacienta să fie avut de la început coronavirus. Sigur, nu cunoaștem acest lucru pentru că nu avem toate documentele medico-legale. În legătură cu infecțiile nozocomiale, ele apar peste tot în sistemele de sănătate publică. Sigur că proporția cel mai probabil în țările este europene, este mai mare și este firesc să se întâmple așa, doamna Nedelea, pentru faptul că ele depind de infrastructura sistemului de sănătate publică. În momentul în care avem spitale care au fost construite în anii 50, în anii 60, în care pacienții sunt internați în saloane de 10 persoane, în momentul în care există deficit de personal în secția de terapie intensivă, iar asistentele sau chiar și medicii sunt nevoiți să se miște de la un bolnav la celălalt, în acest fel crescând riscul de infectare, toate aceste aspecte particulare ale României creează premisele ca infecțiile nozocomiale să fie prezente. Iar cele trei candida despre care vorbesc și documentele medicale pe care le-a luat femeia, le-au găsit cel puțin doctorii din aspirat traheal plus acinetobacter, sunt la fel de bine și în noi, și în aparatură, în ventilatoare, în aparatul de intubare? Aceste bacterii sunt bacterii intraspitalicești, ele se găsesc în mediul spitalicesc. În primul rând, această procedură de intubație traheală este o procedură care crește riscul de infecții nozocomiale, pentru că este o procedură invazivă. Plasarea acelui tub de intubație la nivelul trahei modifică funcționarea normală a aparatului respirator și crește riscul de a dezvolta anumite infecții în această zonă. Pe de altă parte, discutăm de o pacientă care avea anumite patologii cronice, înțeleg că era bolnavă de diabet zaharat, diabetul în sine fiind o patologie care predispune la infecții de orice natură, cu atât mai mult infecții nozocomiale, iar pe de altă parte, discutăm de o pacientă care avea și o infecție virală concomitentă care produce o imunodepresie. Toate aceste elemente cresc fără discuție șansele să poți dezvolta o infecție nozocomială. Infecțiile puteau fi luate de pe aparatură sau infecțiile de genul acesta pot fi luate exclusiv de pe aparatură? Infecțiile acestea nu pot fi luate de oriunde din mediul spitalicest, inclusiv din aer, inclusiv din aparate, inclusiv de pe suprafețe, inclusiv acolo unde nu se respectă măsurile igienico-sanitare ale personalului medical. Însă ce trebuie să știm este că există un protocol care trebuie respectat. Orice pacient care ajunge în terapie intensivă, la momentul în care este internat în această secție, se realizează un screening bacteriologic, adică se recoltează probe atât de la nivelul tegumentelor,
nivelor, de la nivelul cavității bucale, de la nivelul traheei, dacă este intubat, tocmai pentru a pune în evidență faptul că el nu a avut, în momentul în care a intrat în terapie intensivă, infecții nozocomiale. Și îmi imaginez că în această situație s-a respectat protocolul. Asta înseamnă că pacientul a intrat la terapie intensivă fără să fie purtătorul acestor germeni. Mi-e greu să vă spun acest lucru pentru că v-am spus, nu știu documentele, dar în mod normal un pacient care ajunge în terapie intensivă trebuie să aibă aceste teste bacteriologice la admisie care să arate prezența sau absența germenilor nozocomiali. Pentru că discutăm de pacienți, de exemplu, care sunt transferați din alte spitale. Eu sunt obligat ca spital care primesc un pacient ce a mai fost spitalizat să mă asigur că el nu a venit cu anumiți germeni din spitalul care l-a trimis. Iar acest lucru se realizează tocmai prin acest screening bacteriologic la internat. Se poate spune din documentele care există, din documentele pe care le-am prezentat, ce putem spune? Ana Noghi, de 65 de ani, a murit de coronavirus, având și comorbidități, sau a murit de infecții nozocomiale, și coronavirus, și diabet, și ce ar mai fi putut avea femeia? Este foarte greu de realizat o cauzalitate. Însă, în mod cert, ce știm din toată literatura de specialitate acceptată în toate țările lumii este că infecțiile nozocomiale cresc mortalitatea, cresc durata de spitalizare a pacientului în terapie intensivă. În mod evident, faptul că un pacient asociază, dincolo de boala de fond pentru care a fost internat în spital, și o infecție nozocomială, în mod evident, riscul de a deceda crește. Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, spunea, domnule doctor, recent că 3 bolnavi COVID sunt sever infectați cu germeni intraspitalicești la Marius Nasta, au venit din țară, dar și din spitale din București. România are în ultimele luni cea mai mare rată a mortalității COVID din Europa, 3,1 la 100.000 de locuitori. Care este explicația? Infecțiile nozocomiale ar putea fi explicația? Nu doar infecțiile nozocomiale, trebuie să privim cu mare atenție și la grupa populațională din România care se îmbolnăvește. Trebuie să vedem exact care e vârsta medie a populației îmbolnăvite cu coronavirus, care sunt patologiile cronice asociate. Mai e un element important particular României. România are foarte mulți bolnavi cronici care neglijează boala de fond. Sunt bolnavi cronici de diabet, hipertensiune sau alte boli cardiovasculare care își neglijează aceste boli și atunci se degradează rezerva biologică, iar în momentul în care aceștia dezvoltă o anumită infecție virală, bacteriană, cu SARS-CoV-2, dacă doriți, ei au risc foarte mare să decedeze, comparativ cu persoane de aceeași vârstă, cu aceleași boli din țările vestice, care sunt evaluați permanent și care sunt mult mai grijuliți cu starea lor de sănătate. Da, infecțiile nozocomiale sunt o realitate, așa cum spune și doamna Mahler, pentru că vă spuneam, nu o să putem să stăpânim acest fenomen dacă vom continua să lucrăm cu spitale construite în urmă cu 50 de ani, dacă vom avea un deficit de personal în secțiile de terapie intensivă, pentru că vă spuneam, o pacientă care este obligată să îngrijească 7-8 pacienți, ceea ce nu este normal și nu este în conformitate cu toate normativele europene. O asistentă de terapie intensivă trebuie să aibă în grijă maxim 2 pacienți grați, tocmai pentru a reduce riscul ca ea să se contamineze, dacă nu respectă toate măsurile sanitare, un număr mai mare de pacienți. Și este și foarte greu să respecti toate aceste măsuri sanitare dacă ai în grijă 8 pacienți de terapie intensivă în același timp.